foarte sigur în acest moment este că nu avem prelungiri. Leo Messi devine în acest moment cel mai bun marcator din istoria Supercupei Spaniei și totodată devine jucătorul Barcelonei cu cele mai multe reușite în toate finalele disputate, a dobărât toate recordurile deținute de Stoichkov, a dobărât și recordul all-time în Supercupă al lui Raul González. Messi, omul eveniment pentru Barcelona, nu jucase un meci pentru Barça de la acea finală din Champions League, a venit dubla cu Real care l-a motivat la maximum și iată două goluri și o pasă decisivă, finalizare impecabilă, Casillas învins pentru a treia oară. Și tot de la Messi pleacă pasa impecabilă pentru Adriano, ce inspirație pentru José Mourinho, care pentru Pep Guardiola, care îl introduce.